La nunta ce s-a întâmplat în Cana Galilei, fostau și Iisus chemat în Cana Galilei. Și stând la masă și vând în Cana Galilei, băutura n-ajungând în Cana Galilei. Atunci mama lui Iisus în Cana Galilei, văzând că nu-i vine de-ajuns în Cana Galilei, apă-n șapte vase au pus în Cana Galilei și le-au umplut până sus în Cana Galilei. Și le-au binecuvântat în Cana Galilei. Apa-n vin s-a prea schimbat în Cana Galilei. Atunci toți au cunoscut în Cana Galilei că Mesia s-a născut în Cana Galilei.